dacă vreți să răspundeți în limba engleză. Nu stăpânesc limba engleză și dacă voi greși, nu stăpânesc limba engleză, însă sunt exprimări fluente. Dacă voi greși, mă veți corecta. O scurtă prezentare, nu am spus să faceți un excurs. Nu e vorba de a mă prezenta, de a-mi face biografia, am să vă spun mai întâi în... Deci nu e deloc deplasată cererea mea? Nu, dar nici n-am spus așa ceva. Durează să fiți președintele României. Aș fi remarcat imediat. Eu am să vă spun întâi în limba română și după aceea voi încerca să traduc. Vă rog. Hai să facem invers. Spuneți întâi în engleză și după aceea traduceți. Nu, sau traducem noi. Nu sunt un vorbitor de engleză atât de bun încât atunci, să... Franceză? Pe dumneavoastră... Franceză e mai bine? Din punctul meu de vedere, da. Dar eu sunt franceză. Gata să răspund solicitărilor noastre. Vreau să știu ce vă interesează, ca să știu cum încep. Că vă răspund cum vă interesează pe mine? În ce măsură cunosc președinte. Aceste două limbi străine sau de ce doresc să devin președinte? Mă interesează să vă aud vorbind în limba engleză sau în limba franceză, da? Pentru că există în creierul meu ecouri de neșters ale vorbirii domnului Iliescu, domnului Constantinescu și domnului Băsescu în limba engleză. Nu voi comenta în niciun fel modul în care veți vorbi. Vreau să vă aud, asta e tot. Mon Dieu. je pense que notre pays a besoin de notre modèle de notre modèle de président, de pratique politique, de rapport de relation entre les plus importants institution politique. Et je crois que le président, dans notre constitution, dans le contexte de notre mentalité, il faut un président qui doit être un modèle, une instance et une voie de rallier toutes les énergies de ce pays, de ce peuple, de cette classe politique. Bun. Domnul Ursu, aveți filologia franceză la bază.